că ai greșit. Băi, culmea că am discutat cu Marian până să apăreți. În momentul respectiv m-am simțit bine, dar pe parte undeva a fost și un adevăr. Mi-am dat seama pe parcurs că s-ar putea să fie și un adevăr în cuvintele alea. Că ai greșit adresa? Am greșit adresa și emisiunea și în fine. Probabil ai greșit-o. Rămâne probabil încă de văzut. Ce se mai vadă încă? S-a văzut destul. S-au cunoscut deja. Nu prea mai are ce să se vadă, zici, ce? Nu prea mai are ce să se vadă. O să se mai vadă cu tremurile ce se vor produce. Ei, acum asta. Păi atâta mai rămas de văzut ce se mai vadă. Răspunde de situații. Le aștepți? Da. De ce? Pentru că eu când sunt sigur de unele lucruri, vreau să se și întâmple. Eu când fac niște afirmații, le fac pentru că așa le văd și sunt convins. Are niște premoniții. Am premoniții. Și în principiu cam ce am spus până să se întâmple, chiar și în emisiune sau și în general cu cuplul, chiar așa a fost. Nu știu, zic că n-ar trebui să te intereseze atât de mult de alții, răsturnare de situații, bla bla bla. Eu doar spun ceea ce văd. Știi? E problema fiecăruia. Logic, că n-am nicio treabă cu ăla, cu ăla. Spun doar ce vă, știi? Mă stresez singur. Bățul ăla. Păi mă, ai la dispoziție. Le-am cărat de aici. Ai dat impresia ca și cum le-ai aștepta răsturnările astea de situație. Da. Știi? Și ce? Dacă se va întâmpla asta, ce se va întâmpla? Asta e, vor fi și cut. Ce, că și 23 mai, avem 7 minute cu fetele. Nu mai. În 5 minute fetele se iasă în grădină cu bedai, nu, nu, să ieșiți în grădină în 5 minute. Da, mai sunt 5 minute. Dacă mai stau 10 minute așa, e vreo problemă? Vreau să știu și eu. Că 5 minute prea de repede. Oricum, mulțumim pentru montare. Da. A fost drăguț. Trebuie să face și eu o cântare. O cântare, da. Așa avem, de... N-avem nici formația cu noi, n-avem nimic. Înțeleg. Cântăm fals așa. O să live. Facem în casă, cum o să venim. Venim așa în cântec. Cere microfon, cere informații. Drăguț. O să fiu pe genul mai dur, așa, știi, să cânt mai... Genul dur. N-am ce să spunem. Așteptăm să ne vedem caracterile în casă. Da. Nu? Exact. Asta contează cel mai mult. Nu coperta. E, un pic acolo. Da. Contează și coperta, că aia e primul impact. Păi da, primul impact și dacă la al doilea... Păi nu, asta e prima fază când îți place de cineva, nu? Păi că asta e prima întâlnire. Contactul vizual e prima fază. După aia începe. Cunoștințele, caracterul, personalitatea și toate cele. Sper că v-ați simțit bine cu noi. Da, chiar. Da. Și să v-ați format o idee așa, cât de cât o părere bună. Oricum. Aveam o părere bună, n-aveam o părere. Acum, că tot am stat de vorbă, poate era mai controversat bun. Așa. Adică, păi cum? Cred că sunt controversat în continuare. Nu știam ceea ce sigur ceea ce să cred despre el. Și acum, aici, ai făcut o părere? O altă părere. Oarecum, că nu prea am vorbit cu el să îmi dau seama, dar... Până la urmă, fiecare e liber să fie cum vrea el. Ce contează ce spun restul, nu? Știu că am un defect și anume că vorbesc uneori prea mult prost și fără rost, dar... Aia, stai aia. Ți-ai spus părerea, ca oricare. Îmi exprim părerea, știi, da. Asta e ideea. Eu nu, când știu și simt ceva, eu spun. Acum, dar chestia cu Roxana a fost aiurea. Da, a fost aiurea. Cu Roxana? Blonda, fata blondă. A, da, știi? Acolo am greșit-o, știu, asta... am dat-o urât. Ce, n-am vrut ce, să ce s-a întâmplat? Crede-mă. Când a spus el că nu-i plac fetele cu coșuri. Da. Și eu am spus, după ce am venit... Și de la apă, și de la schimbat. Da, am spus că înseamnă că sâmbătă când am fost de aia n-ai vorbit cu mine, că aveam coșuri pe față, de aia... Și că nici nu ne place atât de mult să ne machiem, dar suntem nevoite să o facem. Eu una de obicei stau mai nemachiată, dar acum ne machiem puțin așa. Am ideea că zic, băi, o fată ar trebui să... Remedieze problema asta, adică păi dacă e o problemă dar dacă e o chestie care nu vrei să dispare, înseamnă că e o problemă cu tine. Da, dar uite, eu cum am intrat nu aveam nimic pe față. Trebuie să fiți foarte atente cu acum tenul. Deja am
Bine, acum vreo o săptămână m-au început să-mi apară din ce în ce mai multe. Că... Acum nu e vina ei, da, practic. E mediu și apa și toate cele. Dar sunt fete care exagerează cu tenul și probabil și din cauza tenului se formează poria și poșul. Da, probabil. Și e păcat. Și...